Da, din nou Enescu, din inconștiență, pentru că inconștiența face parte din actul artistic, este primul pas, și bineînțeles din dorință. Enescu aduce în scritura sa o întreagă lume a tarafului și a folclorului. Lemnele parcă ne aduc fiecare subcategorie de fluier și bucium și caval. A ales cu inima, ca și cum ai mușcat dintr-o madlenă care trebuie să ți aducă aminte de copilărie. În schimb, le-a făcut să sune atât de unitar și atât de bine. Au devenit capodopere, în primul rând datorită tehnicii sale fantastice de orchestrație și a talentului său. Aceste capodopere au ajuns să-l creeze pe autor. Asta e o dramă pentru oricare mare autor. Nu mai știi dacă tu ai creat o operă sau opera începe să te creeze pe tine. Pe parcursul vieții, Enescu le-a considerat păcatele tinereții și a dorit ca alte lucrări de ale sale geniale, în primul rând opera Oedip, să se impună. Dar toată lumea cânta aceste rapsodii care au devenit adevărate simboluri. Ideea este că muzica se naște singură, dincolo de ceea ce vrem noi sau nu vrem noi. Și muzica este un dar de sus, este ceva conjunctural. Iar e ca și cum ai aprinde un foc. Noi trebuie să creăm condițiile acelui foc să ardă. Așadar, versiunea noastră nu își dorește să fie un simbol, își dorește să spună o poveste, să spună exact aceeași poveste. Povestea pe care eu personal cred că a vrut Enescu să o transmită atunci când l-a scris. Ele au la bază nostalgia, pur și simplu nostalgia.